Salutare fraților, sper să fie un număr cât mai mare, stai un pic să dau aici, să distribui un pic videoclipul, ca altfel. Bă, cred că e și tare rău aia. Ai auzit? Dă-mi e tare. Trebuie să distribui la câțiva prieteni. Și cum am spus, merg să încerc să vorbesc cu spiritul băiatului acela care este spânzurat. Acum mai fac o distribuire și gata. Cam atât. Așa. Salutare fraților. Astăzi am venit, cum v-am promis, după live-ul de ieri. Am venit să încerc să vorbesc cu spiritul băiatului care a fost spânzurat, care s-a spânzurat la 14-15 ani. Dar știi frumos se vede satul. Nu știu cât de bine se vede, am impresia că nu se vede bine deloc. Dar uitați ce frumos, ce peisaj frumos, ce frumos se vede satul. Așa. Acum haide să mergem la locul unde s-a spânzurat băiatul acela, pentru ca să încerc să iau legătura cu el. Așa. Ne băgăm pe aici că e un pic cam complicat pe aici. Așa. E puțin cam complicat. Dați un pic să fac aici, că e foarte multe bețe pe aici și nu o să pot să mă desfășor cum... Aoleu! Îmi trebuie pus gura, măi. Așa. Acum un pic de ordine aici, că este foarte multe bețe, nici nu pot să mă apropie. Ăla este pomul. Ăla este pomul care s-a spânzurat băiatul acela. Eu astăzi voi veni, sunt pregătit, voi veni să... Deci mi-a aia, nu? Am venit aici pregătit, nu fac degeaba. Așa. Așa. Stați că nu știu cât de... Nu este... Mă enervează lucrurile astea. Așa. Sau cum era? Parcă era invers. Nu era așa, era invers. Nu știu cum. A, așa. Așa este. Costă așa. Haideți să vedem. Haideți și voi cu aprecierile între timp. Dacă vă place genul meu de conținut. Hai mă. Gata, cred că l-am păcălit. Aoleu, ce complicat e. Cred că o să pun invers. Cred că pun ăsta așa. Ăsta așa, cred că-l pun. Și așa. Cred că nu stă mai bine. Ăsta nu stă deloc. Hai. Nu reușesc. Trebuie să stai fix pe linie ca să se... Așa. Băi, nu stă ăsta deloc, o să dea nevoie. Stai un pic să-i scot capacul ăsta, că am venit. Așa. Ce să pun aici?
bine, crede să stai. Ce mă enervează chestia asta. E prima oară când încerc așa ceva. Bă, nu stă, mă. Cam așa ceva. Cam așa ceva. Am reușit să îl pun. E un pic, nu e chiar ce trebuie să fie, dar... A, bă, și ce am uitat, bă? Am uitat să luăm o lumânare, mă. Era mișto și cu o lumânare, la candră, că bate vântul. Bun. Acum o să pun telefonul cumva așa. Stai să... Mă, să-l dau naibii mai așa un pic, că mă enervez. Că nu stă nici de-al naibii. Așa ceva. Bun. Cum v-am spus, ăsta este pomul unde s-a spânzurat băiatul acela, nu știu exact, probabil de, nu știu să vă spun de ce cream că s-a spânzurat, dar probabil din încheieturile alea două de acolo s-a spânzurat. Bun, și noi acum încercăm să luăm legătura cu el, stați că încă mă încurcă asta. Bun. Andrei, dorești să comunici cu mine? Andrei, dorești să comunici cu mine? Nu merge. Uitează frunze. Stai mai puțin să mai... distribui. Sper să fie număr cât mai mare. Eu încerc să iau legătura cu băiatul spânzurat. S-a spânzurat acum câțiva ani. Mai exact acum vreo 50 de ani. S-a spânzurat, nu acum câțiva ani. Și sper să vă placă. Haideți cu aprecierile dacă vă place genul meu de conținut. Așa. Încercăm din nou. Dorești să comunici cu mine? Andrei, dorești să comunici cu mine? Ai, s-a mișcat asta iar. Bă, să dea neba. Bă, dacă nu mă enervează. Să fie drept aici, așa, ceva. Orice mișcare să o puteți observa. Bun. Pentru cei care abia au uitat acum pe live, aici este, ăsta este pomul care s-a spânzurat, un băiat de 14-15 ani, de încheietura aceea. Nu știu dacă se vede, uitați. Stați un pic să vă arăt bine. Uite de aia de acolo, uite. Aia de acolo. Nu știu dacă se vede prea perfect. Cred că încearcă să spună că vrea să vorbească cu tine, nu știu. O să mai încerc. Andrei, vrei să comunici cu mine? Andrei, vrei să comunici cu mine? Nu te dau un semn dacă e aici. Andrei, vrei să comunici cu mine? Ce? Dacă vrea să dai un semn dacă ești aici. Poți să dai un semn dacă ești aici? Andrei, poți să dai un semn dacă ești aici? Prezent cu mine? Uai! Băi! A mers. Deci incredibil. Uitați-vă. A mers. S-a îndreptat spre da. Mă. Băi, deci a mers. O să mai încercăm să mai punem câteva întrebări. Andrei,
Dorești să comunici cu mine? Andrei, dorești să comunici cu mine? Andrei, dorești să comunici cu mine? Bă, uitați-vă, bă! Da! Și nu este niciun fel de brojalu. Eu sunt, uitați-vă, la 2 metri de caiet. Eu sunt aici. Deci nu este nicio brojalu. Țin telefonul așa doar ca să vadă aici. Deci vrea să vorbească cu mine. Tare, Dream George. Haideți cu aprecierile dacă vă place genul meu de conținut. Așa. O să mai încercăm să mai punem niște întrebări, dar... Întreabă-l dacă e copil. Ce? Întreabă-l dacă e demon. Chiar. Andrei, ești demon? Andrei, ești demon? Sau înger? Andrei, ești demon sau înger? Andrei, ești demon sau înger? Fraților, fiți atenți la asta, cum se duce. Fraților, fiți atenți la asta. S-a dus mai întâi spre nu. A luat-o la fugă. Mamă, ce tare e chestia asta. E prima oară, vă spun sincer, e prima oară care fac... Hai mă, stai aici, mă. Prima oară care fac asta aici. După aia, nu știu dacă doriți, aș face asta și la cimitir. Treaba asta, dar mai întâi să mai aflăm niște informații de la Andrei. Deci, mi-a răspuns că nu, mă. Nu e demon. Bun. Încă acum câțiva ani era frânghia acolo, dar văd că nu mai este. Văd că a luat-o cineva. Așa. Ia să mai inspectăm pe aici, să vedem ce putem să mai găsim pe aici. Ceva interesant. Aici poți să știi ce găsești. Poate și un os de-a lui. Nu cred că are cum să fie pe aici. Haideți cu aprecierile dacă vă place genul meu de conținut. Dar ce loc, bă, frate, bă. Plin de mizerie, plin de gunoaie. Bun. Hai să mai ne continuăm aici. Treaba. Ai. O, băi, sunteți nebuni. Mi-a picat un băț fix pe... Pe treaba mea aici. Mi-a stricat mie treaba, băgăței, să mă nas. Mi-a stricat mie treaba. Aici. Haideți cu aprecierile și cu comurile dacă vă place. Sau nu, genul meu de conținut. Ai de capul meu. S-a terminat asta aici. Ai de capul meu. Să-mi spuneți dacă vreți să mergem și în cimitir. Pentru că eu așa mă gândeam. După ce fac aici, încerc să iau legătura cu el. Eu așa mă gândeam să merg puțin și în cimitir. Dacă doriți, scrieți-mi în comentarii și... Bun. Spune și voi ce să-l întreb, că e prima oară care fac asta. Ce să-l mai întreb pe Andrei? L-am întrebat ce este, l-am întrebat... Încerc încă să mai caut indicii pe aici.
ce aș putea să fac? Adică ce aș putea să fac? Un indiciu pe aici. Ar fi tare nu se găsesc. Apropo, fraților, că am uitat să vă spun, undeva pe aici, chiar prin zona asta, ieri am găsit un os omenesc. Nu știu dacă este de... Nu poate să răspundă cu da sau nu. Mie mi-a răspuns, frate. Nu este nimic fals. Eu încerc să fac lucrurile cât se poate de bine. Adică încerc să nu falsific nimic. Apropo, am găsit ieri, pe aici, pe undeva, prin zona aia, am găsit un os de-a lui Andrei. Nu știu sigur dacă este chiar a lui, însă s-ar putea diseară nu știu, să fac tot așa cu chestia asta, să fac, dați apreciere și coment dacă vreți să fac tot așa o invocare a lui Andrei pe chestia asta. Pe chestia asta cu o lumânare, cu un os de-a lui pe întuneric, voi încerca sau... sunt foarte, foarte multe modalități. Acum am osul acela acasă, pentru că l-am găsit ieri. O să postez pe TikTok și s-ar putea de seară să fiu iară live în jur de ora 10:30, dar de data asta nu mai plec nicăieri, doar stau în casă cu lumina stinsă și o lumânare două aprinse și încerc să iau legătura mai bine cu Andrei, că poate, probabil fiind ziua, poate că de nu merge. Dar voi ce ziceți? Mergem la cimitir? Ceva de genul? Aștept în comentarii. Ce să mai întreb, mă, că nu știu ce să mai întreb. Deci fuge și asta mereu de aici. Haide, băi! Mamă! Mă doare picioarele că stau în genunchi. Stau în genunchi încercând să... Trebuia și o lumânare, mă. Dar nu... Nu m-am gândit la asta. Andrei, dacă ești aici, poți să mai dai un semn? Andrei, dacă ești aici, poți să mai dai un semn? Dacă ești aici, prezent cu mine, poți să-mi dai un semn? Andrei, dacă ești aici prezent cu mine, poți să-mi dai un semn? Andrei, dacă ești aici prezent cu mine, poți să-mi dai un semn? Uai, ce-a fost asta, uai? A picat ceva? A picat ceva de sus. Nu știu ce. Exact. Băi, ce tare, bă. A picat ceva pe aici, prin apropiere. Ceva de sus. Băi, fraților, ia uitați-vă și asta. Uitați-vă și la asta. Când... Uitați-vă, fraților, și la asta, când... Până să audă zgomotul acela era așa, era drept. Acum uitați-vă cum este. Da. Fraților, e super tare chestia asta, e prima oară când fac așa ceva. Vă ce ziceți totuși să merg și la cimitir, să nu merg? Să las deocamdată pe Andrei în pace până diseară când... Iau...
un os de-a lui. Adică iau un os de-a lui. Am deja un os acasă. Care este ideea mea? Cu aici încărcat. Care este ideea mea de seară cu osul acela, dar de data asta nu mai plec nicăieri. Cu osul acela pe care îl am eu de la el, mă gândeam tot așa cu o lumânare două să încerc să-l invoc din nou, poate aflu mai multe despre el, dar chestia asta este adevărată. Ați văzut de câte ori mi s-a dat pixul pe da, pe răspunsul da. Ăsta este pomul care s-a spus. Băi, băi, frate, băi. Băi, fete, pe bune. Ceva chiar e aici. Și nu glumez, nu este nimic fals. Deci ceva chiar este aici. Într-adevăr, dacă și diseară mai se întâmplă tot așa, înseamnă că legenda este adevărată. Pentru cei care nu știți despre, abia ați intrat și nu știți ce naiba fac eu aici, ei, sunt pe câmpul, uitați, sunt pe un câmp de la mine din sat, care se spune că este blestemat, deoarece pe câmpul acesta foarte de mult femeile care nășteau și nu-și doreau copiii își lăsau copiii pur și simplu pe acest câmp, cum am făcut odată un live unde s-a auzit clar pe live un plânset, un țipăt de copil, așa. Aici, la pomul acela, de acolo, se spune că s-a spânzurat tot așa de vreo 50 și ceva de ani, s-a spânzurat un băiat de 14-15 ani. El a luat o notă proastă la școală și de frică că va veni acasă și va fi certat de părinți, a venit aici și a pus capăt zilelor. Băi! Se aude niște chestii. Ah, n-am conexiune. Stai, fraților, s-a auzit un... Băi, frate, dar n-am conexiune. Ce n-ai bă? Ah. Gata, și-a revenit. Fraților, îmi pare rău că s-a întrerupt. S-a auzit mai întâi un sunet și apoi conexiunea s-a întrerupt ca și acum. Nu știu ce se întâmplă. E ceva... Haide, mă! Ce s-a auzit pe aici, că am fost prin cimitir? Ce? Ce s-a auzit pe aici, că am fost prin cimitir? Ce s-a auzit, mă? S-a auzit un zgâr, dar n-am conexiune, mama ei de conexiune. Hai că și-a revenit. S-a auzit ceva și brusc a picat conexiunea. Eu am conexiunea foarte slabă, ia. Băi, frate! De unde mi-e de treabă? Ia, bă! Băi, ești prost. Ia s-a auzit ceva. Se pare că nu mai dorește prezența mea acolo. Pă bune, fraților, vorbeam cu voi pe live. Nu știu dacă ați observat. S-a auzit un zgomot. S-a auzit un zgomot ca mai devreme. Eu zic să mai mergem acolo, dacă tot s-a auzit astea. Dacă tot începe. Păi da, frate, dar cum apropii de alea, cum să lasă conexiune? Cum îmi pică conexiune? Eu merg, eu n-am nimic împotrivă, dar... Să știi, soare frumos, ce căldură este. Dar ia, haide să mai venim noi pe aici, să vedem. Poate totuși... Tragedia. Poate totuși... Mai găsim ceva... Pe aici. Să vedem dacă mai descoperim ceva. Haideți cu aprecierile dacă vă place genul meu de...
conținut. Ești atât de locul ăsta. Ai văzut că se mișcă bidonul ăla? Ăla mare, cel mai mare de acolo. Uite, ești prost. Pă bune, eu n-am văzut. Serios, să mor, eu am văzut. Da, frate, și... Uiteți aici... Este frumos câmpul acesta, dar doar că, cum să spun eu, câmpul ăsta este frumos, doar că doar că păcat că este bântuit, este, da. Uitați. Băi, frate! Bă, băi, sunteți nebun? E ceva aici care nu dorește prezența noastră. Prin apropierea la copacul ăla. Că nu degeaba se spune că a fost blestemat. Dar uitați-vă ce loc horror e pe aici. Mergem și în cimitir, dar am văzut că este cineva persoană, ziua. Fraților, pe cum să vă spun, pe atunci o să închid live-ul. Mai am conexiune.